Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, sunt aici împreună cu pisica. Bună! Și după cum vedeți, a început să ningă, oameni buni, și noi trebuie să dezăpezim orașul, pentru că altfel o să fie foarte multă ninsoare. Aoleu, ăsta-i schelete. Ăsta-i un avatar nou, oare? Nu știu. Cred că da. Așa, nu uitați să apăsați acolo butonul de like dacă vă place și dacă mai vreți să mai facem și alte episoade cu Roblox și poate reușim să strângem la episodul ăsta peste 7000 de like-uri. Nu știu, hai să vedem. Dacă ne punem așa toți împreună, cred că o să reușim. Obiectivul nostru, după cum am zis și inițial, este să dezăpezim cât mai mult. Pe măsură ce avansezi, vedeți că noi avem aici un ghiozdănel, se strânge zăpada în el. Te duci după aia cu zăpada aceasta și vinzi zăpada respectivă, pentru că așa faci bani în joc. Uite, de exemplu aici, bine, ăsta are mașină. Aoleu, a vrut să mă calce. A vrut să te calce, du-te. N-are mă cum să mă calce. Așa, merge aici, îi dai sales nou și vedeți, noi facem acum bonuți. Uite, am 3700, îi vedeți aici, 4000 de bonuți am făcut acum. Și cu bonuții te duci să-ți cumperi chestii și mai avansate cu care să dai zăpada. Mi se pare interesantă ideea, e tot un simulator, adică e genul ăla de joc în care vrei să avansezi din ce în ce mai mult și pe măsură ce avansezi mai mult o să ai și mașini, o să ai tot felul de nebunii de genul ăsta. Uite, de exemplu, dacă te duci aici la shop, ia să vedem ce ne putem cumpăra. Deci avem așa, small push shovel, metal shovel, așa, asta eu le-am cumpărat deja, o să le vedeți, o să vi le arăt. Thermal pad, nu știu ce e ăsta, push blower, ok, flamethrower, deci aruncător de flăcări. Ok, dacă așa, thermal suit, tot felul de nebunie, adică uitați-vă și voi. Eu aș ajut aspiratorul ăla, arată tare interesant. Sunt scumpe rău de tot, adică da. Tu trebuie să să-ți vinzi, că uite, ai full. Ia să vedem, deci eu am așa, am asta de plastic, am asta de metal, asta dă un piculeț mai bine zăpada decât aia altă. Totuși, nu e chiar atât de eficientă, uite, pisica are acolo un lava gun, o să vă arăt cam și eu. Am Blizzard bombul când îl arunc, face zăpadă, uite. L-am aruncat și începe să ningă. Ce drăguț! Și face zăpadă că poate ai nevoie și nu a nins, știi? Și am și chestia asta care nu e chiar atât de bună, dar bănuiesc că poți să mergi așa rapid cu ea, țac, 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 țac. Putem să ne zăpezim pe schelete? Mamă cum... Scheletul. Mamă cum... Deci mare puțin și să rupe liftul ăla, cred că. Vai de capul meu. Are fulger! Văd! Ce face cu fulgerul? Ia uite-l, mă! Deci, oameni buni, omul ăsta dezăpezește cu fulgere. Nu vreau invitație în grupul tău, nu mersi. Așa, bun. Și acum, uite, asta e lava gun. Cu asta poți să dezăpezești mult, mult mai repede. Deci, uitați-vă puțin cât de repede dezăpezesc cu asta. Da. Altă viață, parcă. Altă viață. De aici poți să te duci să-ți cumperi mașinuță, dacă tu îți dorești acest lucru. Uite, de exemplu... Aici mai multe variante, ai un mini plow la 30.000, ai un truck, big plow, slate, adică e asta, alu moșu, așa, UFO, așa, grader, care e o chestie super mare, adică sunt o grămadă de chestii uriașe, dar nu mi se pare o afacere, sincer, să dai atâția bani pe astea, adică sunt super mega scumpe. Eu am o mașinuță, stai să le arăt. Uite, am pe asta, spawn. Întrebare dacă mă duc să-ți văd mașina. Stai așa să facem noi un grup, că îmi tot dă unul o invitație. Și e stresant omul. Uite, două mașini. Nu, aia e mașina mea. Lol. Asta o iau eu. Poți să o iei? Nu mă las să merg, o scoate imediat. Schelețel. Asta e de aia care costă 500 de... Fai, dar are bani schelețel. De ce nu 500 de Robux costă asta. Bă, eu sunt mai de buget, gen. Stai, Maxim, fii, adică vin și eu. Hai, dai bice. Nu! Are rupă mașină. Eu sunt mai de buget, dar uite cât de repede dezăpezești cu asta. Bă, vezi că facem accident. Deci uite cât de repede dezăpezești cu asta și dezăpezești strada direct, știi? Adică nu te joci. Nu pot să văd din first person, din păcate. Nici dacă apeși pe rotiță? Ce rotiță? Păi dau un scroll. La asta te referi? Da. Da, păi scroll, dar nu merge. Nu merge first person, nu. Aș vrea să văd din mașină din direct. Din mașină, da, nu merge. Nu știu ce face ăla. Cu ce colectează ăla, că nu văd să colecteze scheletele ăla. Păi uite cum e scheletele. Păi da, văd. Dar cu schi... Păi asta, te zic, unde colectează? Că nu văd să aibă vreun de la unde zice câtă zăpadă a colectat. Ia, stai să vedem. Ok.
Chiar nu văd. Hai să parcăm și acum vindem, vindem zăpada. Ia să vedem, 5400. Uuleu, cât are mă ăla? 6000? A, eu am abia 1700 la mașinuța asta mică. A venit mai furtuna acum. Dă-mi seama ce Caterinca ar fi fost dacă te puteai atinge cu alte mașini. Eu am vândut, eu am vândut ghiozdanul abia. Nu știam, acum abia vând mașina. Că aveam și în ghiozdan zăpadă. Acum vindem grosul. Păi stai așa, când e zăpadă spune și în ghiozdan. Bă, nu știu, nu cred, cred că aveam eu un ghiozdan de mai de mult. Deja. Asta mă gândesc, cred că aveam deja în ghiozdan. Încă mai ninge? Încă că văd da, că... Da, e mamă. Mare, mare furtună. Deci uite, uite cum a nins, de, nu s-a mai dezăpezit deloc. Stai așa că întorc. Nu știu că merită să... Da, având în vedere că mi-am cumpărat mașină, nu știu că merită să mai dezăpezesc în mod normal, știi? Cu alte chestii. Adică, cred că asta e cea mai rapidă metodă să dezăpezești cu mașinuța asta. Cel puțin așa am văzut eu. Acum... Bine, clar, după ce faci mai mulți bănuți, o să ai mult mai multe variante să-ți cumperi tot felul de nebunii. Chiar așa, o să văd ce am... Acum câți bani am? 9000. Uite, hai să facem peste 10000 și pe aia mergem la shop să vedem ce ne putem cumpăra de banii aia. Da, mă întrebare, poți să-ți cumperi casă? Că văd aici, am văzut și casa eu. 1, casa 2, casa 3. Da, am văzut și eu aia cu house și asta, dar nu știu exact care e faza. Aaa, firar, ce m-a păcălit steaua lui din spate! Cine te-a păcălit? Ea are un tip ghiozdan de la astea, cum vezi scheletul. Așa și? Și de la distanță ziceam, mamă, ce cadou frumos. Și după s-a mișcat și... Aaa, da, pisica se referă la faptul că ocazional o să pice cadouri pe hartă și tu poți să le iei și îți dă bănuți. Da. Dar trebuie să fii rapid să prinzi, pentru că dacă nu ești rapid, ți-l fură altcineva și nu poți să iei și tu odată în același timp. Care e primul ăla, da. Se ia, hai că ne... chestii pe masă aici. Mergem la shop să vedem ce putem să ne cumpărăm. Am 12.000 chiar, 12.000, destul de mult. Frumos. Ce faci, pisică? Bine. Am văzut ceva frumos pe masă, vii să vezi? Ia, unde? Ia. Unde pe masă? Uite. Ce asta? Nu știu. Take. Help Mr. Hobbs. Sunt ceva quest-uri, mă, speciale și poți să ți le iei după asta, știi? Da, uite, cred că ai quest-urile astea aici. Nu, no, așa-și peți. Nu ai, ia să începem. Sunt, poți să ți iei pet de aici, dacă vrei. Ia să văd și eu ce... Un papagal, un om de zăpadă, încă un om de zăpadă rege. Raven, Mini Ice King. Lol, are în mână un caracter din Roblox. Da, sunt unele chestii de aici pe care ți le poți cumpăra. Gratis dacă bați boșii. Că aparent o să fie și ceva boși, adică yeti și tot fel de alți boși pe care poți să-i bați. Dar nu știu exact cum apară aia, că nu i-am văzut până acum. Ia să văd, deci eu acum am cât? 12.000. Hai să vedem ce putem să ne cumpărăm de banii ăștia. 12.500. Flamethrower. Bye. Hai să vedem. Ia că-s curioasă. Flamethrower. Deci e lansator de flăcări. Ia, mă, dacă dai și în continuu. Păi da, dar nu scoate flăcări. Cred că doar... Da, nu vezi flăcările. Nu vezi flăcările, dar coboară destul de repede. Hai că am trebuit să o văd și pe asta. Ce? Ce? Asta e un ou. E un ou. Are cap de ou. Asta are aspirator, uite-te. Are aspiratorul. Ce face? Ia uite cum dă cu aspiratorul. Are și... Ia uite, vezi? Da. Uite. Bă! 14, 36. Da, eu cel mai bine dau cu asta. Și uite. Eu la fel tot. Asta, tot dacă așa. Dau cu asta, uite cât de repede dă. Da. Deci uite cât de repede dă. Pot să stau așa, pur și simplu stau aici și le iau. Se duce zăpada aia de sub picioarele tale, știi? Păi da, dar dau așa, bam, un blizzard bomb. Bam! Ia-o-t-o. Te ajută foarte mult și blizzard bomb-ul ăsta, știi? Pisica are 15.000, a strâns ceva bănuți. Păi da. A strâns, ce vrei, să-ți iei și tu mașinuța sau ce vrei tu să-ți cumperi? Nu știu, mă gândesc dacă să-mi iau mașina sau nu, să-mi iau o armă mai bună. Că bă, nu știu ce să zic. Are atâtea spații cât are și ghiozdan. Păi da, da, umpli mult mai rapid cu mașina, adică uite-te cât de rapid fac cu mașina. Doar fac vreo două ture și deja am făcut... Gândește-te că e mult mai greu dacă n-ai mașina. Uite, da. Eu deja am făcut aproape 1700 și doar m-am plimbat un pic pe aici cu mașina. Ce este să mă la ghiozdan dacă crește și că...
Dar ghiozdanele e adevărat, de unde ții ghiozdanul? De la rulotă. Ok, stai că după ce factura asta de vânzare, vreau să vând și eu să văd dacă pot să măresc ghiozdanul. Avem vreun alt ghiozdan mai bun decât ăsta pe care l-avem acum? Singurul bun e ăla steluță, ce mi s-a părut mie la... Și ai 4000 de spații, parcă. Nu, trebuie să fii în grupul lor. Trebuie să fii în grupul lor, am înțeles. În rest, n-am văzut un ghiozdan mai bun. 500 tot așa, încă unul. Da, așa că să vedem, eu acum am vândut. O să te uiți. Mă, tu vezi că eu deja am făcut 4000, deci nu se face chiar așa de greu. Nu. Destul de... Ai avantajul, știi, că faci drumuri mai scurte și rapide. Și vinzi mai rapid. Da, și față de Open Store. Bustensila de o ai în mână. Deci stai să vedem, deci asta de 550, high-tech 950, asta are 70 și asta are 4000. Aha, steluța are 4000, am înțeles. Ăla ai nevoie de nu știu ce cod. Ăla al Moș Crăciun. Ăla Frosty de 350 de Robux. Nu știu cât e, că nu scrie. Nu scrie cât e. Și habar n-am cât e. Nu. No. Dar durează puțin până când pornește. Trebuie să încălzească motorul. Da, am înghețat motorul. Am înghețat motorul? Da. Bă, nu știu, îmi place foarte mult minigame-ul. Ce vreau să zic? Da, mai e foarte puțin până la Crăciun. Eu sunt foarte surprins, adică... Trebuie să te gândești că suntem... Ei, da, bravo! Primul gând, sarmale! Împodobit. Nu știu, eu când vine Crăciunul și chestii de genul ăsta, pur și simplu îmi da așa un feeling foarte plăcut, știi? Adică nu-mi place neapărat zăpada, pe considerentul că nu-mi place să intru prin zăpadă, știi? Și e nașpa, mai ales când se face așa... Bucirlă. Da, se face apă, știi? Dar e plăcut să stai acasă. E plăcut să stai acasă, să ningă, să vezi cum ninge afară. Da, oh my god. Să mănânci sau să te uiți la un film și să vezi pe geam așa ninsoare acolo. E cea mai tare chestie. Deci asta e cea mai tare chestie. Dar în schimb, dacă ai de dus undeva, uite, de exemplu, dacă trebuie să te duci la școală și ninge, da. Nu e chiar foarte plăcut, adică trebuie să recunoști, adică chiar nu e plăcut deloc. De asta, pe de o parte îmi place zăpada, pe de altă parte nu îmi place, dar oricum, perioada aia de Crăciun, cred că e perioada mea preferată din an. Ia să vedem, vindem din nou. Vara e frumoasă dacă, și e cald dacă mergi în vacanță. Dacă ești undeva plecat la mare, la munte și e cald, e perfect. Apoi dacă e cald și trebuie să ai de dus undeva, te leșină căldura aia. Da, da. Știu, și mai ales că e așa e chestia de aia de nu poți să respiri, știi? Știu, stai așa respirația când... Uite, ia să parchez eu mașinuța mea aici. Și să dăm și noi cu lopata ca oamenii. Ce faci, mi zic, când te jos din mașină? Ba nu. Îți arunc. Nu, aaa, nu! Dar nu ninge acolo. Îți zăpezești mașina, Maxim Vineti. Ce face? Îți zăpezești mașina. Nu, nici vorbă. Ia stai, mă, deci de ce nu scoate asta flăcări, vreau să știu și eu. Uite, vezi, el topește cum ar veni. Uite, vezi, unde stau eu acum, se topește. Dar nu scoate flăcări. Da, oameni buni, asta este minigame-ul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Aveți în descriere canalul Pisicii, dacă vreți să treceți și pe la ea, și aprecia mult, mult de tot. Și da, ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!